Foarte bună dimineața și bine v-am regăsit, dragi prieteni, la cea mai nouă ediție a emisiunii Caravana Cafeaua de 10. De această dată ne-am oprit în apropierea orașului Târgoviște, mai exact la o bază sportivă unde se practică cel mai curat sport, mai exact tenis. Și tocmai despre asta o să vorbim astăzi, o să avem o grămadă de lucruri de aflat despre acest sport care a dăinuit în România de atâția ani și noi am avut campioni și în continuare avem campioni. Tocmai de asta o să vă povestesc astăzi povestea unui campion, așa cum vedeți și titlul nostru de pe burtieră, mai exact povestea unei campioane. Alături de mine, în platoul mobil al emisiunii Caravana Cafeaua de 10, se află micuța Cristescu, Nina Alesia, cu care o să vorbim astăzi despre performanțele ei în tenis, despre ceea ce înseamnă tenis. Vom vorbi și cu părinții Alesiei, dar bineînțeles și cu antrenorul și vom avea și ceva parte de demonstrații. Mai exact, voi încerca și eu să dau un pic cu racheta în să lovesc mingea, să vedem dacă mă mai descurc. N-am mai practicat sportul ăsta de ceva timp. Să sperăm că toate vor fi așa cum trebuie. Spun și eu, bună dimineața, Alesia, ce faci? Bine. Pentru prima dată la o emisiune TV, nu? Da. Cum ți se pare așa atmosfera? Că ai văzut de când ne-am montat, agitația? Interesant. Nu am mai asistat la o emisiune și de ce mi se pare interesant. E diferit față de... Văd ca emoții acum. Da. Sunt diferite emoțiile pe care le ai acum, de exemplu, față de emoțiile pe care le ai în timpul unui meci de tenis? Da. Sunt mai profunde cele în timpul meciului de tenis? În timpul meciului nu am. Câteodată am înaintea meciului, dar acum se întâmplă din ce în ce mai rar să am emoții. Ce anume îți cauzează emoții, de exemplu, înaintea meciului? Dureri de burt. Nu. Pur și nu știu. Sunt emoții normale. Sunt emoții constructive, că așa ar trebui să fie emoțiile. Bun, în spatele tău avem un întreg palmares deja, avem cupe, avem medalii, avem diplome despre care vom vorbi astăzi. Ceea ce e foarte impresionant la Alesia e că tot ceea ce vedeți dumneavoastră în spatele Alesiei sunt trofee și medalii câștigate într-un timp relativ foarte scurt, nu? Da. De cât timp faci tenis? Practic tenis de 2 ani și jumătate. Pe 8 ianuarie o să am 3 ani de tenis. Deci mai un pic și aproape facem 3 ani de când joci tenis. Ce făceai înainte de tenis? Pentru că știu un pic din dedesubturile tale de dinainte de tenis. Înainte de tenis am practicat dansul sportiv la Academia de Dans Mihai Petre, dar m-am lăsat. Ce anume, de ce ai renunțat atunci la dans? Hai să o luăm sistematic. Pentru că... De la ce vârstă ai început dansul? Am început dansul de la vârsta de 7 ani, cred. Dar m-am lăsat pentru că la o anumită vârstă, la 14 ani, îmi trebuia un partener. Și de... l-ai găsit? Da, și se găsea foarte greu. Aole, uite, nu mai sunt băieți care vor să danseze. Se găseau foarte greu partenerii și era problemă că dacă, de exemplu, ajungeam sus, în vârf, riscam ca partenerul să nu ajungă și da, să renunțe. Sau să te tragă în jos. Da. Nu? Și practic nu depindea exclusiv de tine în a face performanță. Da. Bun, care a fost experiența cu dansul? Deci, cum te-ai gândit prima dată să mergi la dans? La un dat, la 7 ani, îmi doream să practic un sport. Și s-au gândit părinții să mă ducă la dansuri. Fiind un sport până la vârsta de 14 ani, individual. La 9 ani m-am lăsat. Am înțeles. Bun. Și ce anume ți-a plăcut și ce nu ți-a plăcut în dans sportiv? Nu mi-a plăcut că trebuia să am parteneri de la o anumită vârstă și mi-a plăcut, de obicei îmi plac lucrurile artistice. Dar nu exista nicio posibilitate în care tu să continui fără partener? De la 14 ani nu puteai. Nu aveai voie.
Doar așa sunt competițiile făcute, da, ca să intri cu partener, da, la dans sportiv. Și nu ai încercat și alt tip de dans? Nu știu. Nu mi-a plăcut. Nu, mi-a nu plăcut. Ți-au plăcut, da, alte tipuri de dans? Mai exact, uite, nu sunt foarte familiarizat, sincer. Mie îmi place să dansez, dar dansez cum dansează toată lumea, dacă, da, mă înțelegi. Am dansat breakdance când eram cam de vârsta ta. Era la modă, era foarte la modă. Era trupa Simplu cu Smiley care făceau, se învârteau în cap și așa mai departe. Ce înseamnă, cum se desfășoară un dans sportiv? Care e dansul sportiv? La competiții vorbind? Da, ce înseamnă? Pe ce melodie? Uite, de exemplu, pe ce melodie dansai? Depinde. La un moment dat am fost la solo cu un singur dans, cea-cea-cea. Se făceau pe melodii speciale. Speciale, da, nu? Pentru că ai avea un anumit ritm. Și arată puțin ca gimnastica ritmică? De exemplu, un pic, nu e... Nu ai procedee, da, bănuiesc, că, da, nu faci, da, roata, nu, da, dintre astea, doar că ai mișcări de dans. Da. Bun, ce e cel mai important în dans, după părerea ta? Perfecțiunea. Perfecțiunea, și tu ești perfecționistă? Încerc să fiu. Păi, având în vedere palmaresul pe care l-ai în spate, eu cred că ești perfecționistă. Mai îți dorești întotdeauna, da, să fii prima. De exemplu, la dansuri, mă depunctau dacă nu țineam degetele într-o anumită poziție, mă depunctau mult. Uite, sunt niște lucruri pe care le aud pentru prima dată, sincer. Nu, sunt, cum ți-am mai spus, nu sunt foarte familiarizat cu ceea ce presupune dansul sportiv, dar da, bănuiesc că ca la orice competiție se ține cont poate și de cel mai mic detaliu. Bun. Și după ce ai terminat cu dansul, asta se întâmpla unde? Unde ai făcut dansuri? În București, da, nu? La București. În București. Tu ești din București? Da. Tu ești din București. Cum ai ajuns în Târgoviște? Cum ai ajuns să practici tenis? De ce tenis? Am ales tenisul pentru că mie îmi plac sporturile individuale. Nu-mi place să depind de altcineva. Și șahul e un sport individual. Da. Am ales tenis pentru că vedeam mereu că poți să... E o mândrie extremă, călătorești mult, se câștigă bine mândria și da, așa am ajuns la tenis. Bun. Care sunt pașii de inițiere în tenis? Ce trebuie să faci prima dată? Cum te-ai înscris tu? M-am înscris la București, la o academie, Enache International Tennis Academy, și am făcut cu domnul Enache. La început am făcut cu doamna Andreea, iar când a început pandemia, m-a preluat domnul Enache. În afară de domnul Enache, l-am avut și pe domnul Victor Hănescu și pe Toni și Radu. Am înțeles. Când ai mers în prima competiție? După cât timp de antrenament sau după cât timp de când ai început tenisul? Știu cum am dus la prima competiție, când aveam câteva luni de antrenament cu Valentin. Mai ții minte care a fost prima competiție? Știu că a fost la Constanța, în tenis 10. În cum? În tenis 10, nu în federație. În tenis 10, da, adică sunt competiții separate de, da, federația de tenis. Și ce loc ai luat atunci? Ții minte că am câștigat câteva meciuri, dar nu m-am clasat pe un loc. Nu aveam experiența turneelor și da. E foarte important să prinzi experiență, să ai o rutină în ceea ce înseamnă tensiunea și, da, așa mai departe, nu? Eu, uite că mi-am adus aminte un detaliu foarte important. Eu nu am jucat tenis de câmp foarte mult cu racheta în mână. În schimb, pe jocurile video eram foarte bun la chestia asta. De acolo știu și regulile. Dacă pui pe cineva care nu are treabă cu tenisul și vede că după primul punct vede că ai 15 puncte, întreabă de ce domnule are 15 puncte, așa-i? Da. Bun. Care a fost, nu știu, cel mai greu lucru la care a trebuit să te adaptezi trecând de la dansul sportiv la tenis? Inițial eu nu am vrut să mă... N-ai vrut să faci tenis, da, inițial. Ce ai vrut să faci tu la sport individual? Îmi doream să continui dansurile, dar mi-au zis părinții, hai să încercăm. Dansurile le poți, da, face oricum. Da. Și ne-am dus la domnul Enache și am zis, hai să vedem, jucăm o lună, dacă îți place continuăm, dacă nu, nu mai continuăm. Și în prima lună am văzut că îmi place și am zis, da, e de bine, continuăm. Da, până să alegi tenisul, te-a mai atras așa vreun alt sport individual? Nu. Nu știu, gimnastică.
Veneai de la dans sportiv, am vrut să fac... erai destul de aproape ca... Da, la un moment dat am vrut să fac gimnastică, doar că m-am gândit că era prea târziu și nu prea le aveam cu gimnastica. Da, nu știu, știu că bă, gimnastica, la fel ca baletul, de exemplu... Trebuie început, mi se pare că de la 5 ani. De la vârste fragede, da, de la vârste foarte mici trebuie să începi sporturile astea, dar nu e o... Bă, nu e un must, de exemplu, da. Nu trebuie neapărat de la 5 ani. Sunt persoane, de exemplu, care au început mai târziu gimnastica sau balet. N-au mai avut aceleași performanțe, dar tot au avut. Bun, deci am avut prima competiție sportivă la care ai spus că ai câștigat câteva meciuri. Da. Care a fost prima competiție importantă pe care, la care ai participat și la care ai obținut un rezultat? Prima competiție unde am obținut un rezultat a fost tot în tenis 10, nu mai știu unde, pentru că am foarte multe. Observăm, da. Observăm. Și nu le eu n-am bibelouri în casă câte trofee ai tu. Așa, dar pentru mine toate meciurile sunt importante, pentru că fiecare meci mă învață câte ceva și fiecare meci are câte o poveste. Bun. E foarte, mamă, să auzi lucrurile astea de la o fetiță de 12 ani, că am uitat să vă specific, care 12 ani, Alessia, și să auzi tipul ăsta de comparație din gura unui copil de 12 ani presupune mai mult decât rutină zilnică, cum au copiii, nu știu. Bun, până în restul timpului, când nu faci tenis, ce faci? De obicei îmi fac lecțiile pentru următoarea zi la școală. Îți ocupă foarte mult timp tenisul? Da, foarte mult. Cât timp petreci, de exemplu, pe zi, antrenându-te? Cel puțin 3 ore, pot fi și 4, pot fi și 5, depinde. Nu obosești? Obosesc, dar mă și odihnesc. Care e cea mai solicitată parte a corpului atunci când joci tenis? Nu știu, cred că mâinile și picioarele. Mâinile și picioarele. Și... ți-ai, nu știu, ți-ai măsurat vreodată viteza cu care da, lovești? Știu că am avut la undeva la serviciu, am avut 100 și ceva de kilometri și la atac. 100 și ceva de kilometri, e foarte bine 100 și ceva de kilometri. Pentru vârsta ta, pe eu nu cred că am 100 și ceva de kilometri la lovitură, dacă poate doar să dau așa, peste gard. Bun. Deci am ajuns, ai zis că tot în tenis 10 ai luat prima competiție. Avem atât de multe trofee, povestește-ne despre ele. Aici se află și trofeele de la dansuri. A, sunt și trofeele de la dansuri, de exemplu, acesta a fost, nu? Ultimul și preferatul meu. Cupa Dance Art, ediția 7 decembrie 2019, Târgu Mureș. Îl avem aici. Este preferatul meu, a fost și ultimul concurs la care am participat. Și e cu un pic de poveste, da. De nostalgie, mai puțin, că mie mi-a picat un pic la bariera. Bun, și pentru că ne-a arătat trofeul cel mai important pentru tine la dans, care este trofeul cel mai important pentru tine, că vorbim de tenis, la tenis? Este acela de acolo. Asta, tenis 10, cupa 6, Palace 2021, da. Care s-a desfășurat, da, chiar aici. Unde desfășurăm noi emisiunea, da. Acum, nu? Bun, și... a fost o presiune mai mare că, da. Erai acasă, îmi spuneai, nu? Da, nu e, după mine n-ar trebui să existe presiunea asta. Dom'le, dacă joci la tine acasă, trebuie neapărat să câștigi. Nu neapărat că trebuia să câștigi, dar era presiunea. Că sunt de aici și că reprezint clubul, cum ar veni. Am înțeles. Asta da. Este presiune. Bun. Și văd că ai luat acolo locul întâi. Câte meciuri ai jucat? Nu mai știu. Aproximativ 5-6 meciuri, nu? 6, da. Cam atât se joacă într-o astfel de competiție? Depinde, sau? De exemplu, la București a fost un turneu unde am avut 9 meciuri. Într-o zi? Da. Mamă. Nu neapărat, nu 9 meciuri cum sunt în federație, cum se vede la televizor. 9 meciuri până la 10 puncte. Adică... 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Nu se joacă 15-15 și nu seturi și game-uri, da, și doar... Puncte, da. Cine ajunge primul la, da. 10. A, uite, n-am văzut tipul ăsta de... Păi nu a fost la televizor, că nu sunt turnee internaționale. A, uite, un lucru pe care nu știam. Sunt chiar doar nu... în România aici. Bun, și la cel de federație, de exemplu, care e cel mai important premiu pe care l-ai luat? Cel din spatele. Acesta, nu? Pentru că a să-l arătăm puțin. Ia uite ce frumos. A fost, am câștigat și la simplu și la dublu. Primul turneu și la dublu. Deci vezi, și aici ai nevoie de partener, da. La dublu. Da,
Dar nu e un musai. Da. Adică poți să joci și fără partener, de exemplu, m-am, primul turneu l-am și câștigat la dublu și am avut un singur turneu. Nu știu dacă o să mai joc la dublu. E diferit jocul la dublu față de jocul la single? Pentru că, de exemplu, dacă nu ajung la o minge, o poate lua adversara. Și... Păi, o poate lua adversarul, dar trebuie să existe oarecum și o comunicare, o legătură între voi, să știți, nu știu, din semne sau... Da. Și eu, când ți-am spus că mă jucam pe jocurile video, tot la dublu mă jucam și eu și da, e diferit acolo. Terenul, știu doar că terenul e de la a doua linie când e la dublu, nu? E când mai mare. Când e la simplu e până la prima linie, nu? Da. Ai, ai avut asuri? Da, mult. Îți place să... Îți place să dai asuri, nu? Și mie îmi plăcea treaba asta, tot la jocurile video. Uite, poate astăzi mă înveți și pe mine să dau o astfel de lovitură, pentru că spre sfârșitul emisiunii vom face și o demonstrație practică cu racheta și cu mingea în mână, să vedem cum ne descurcăm. O să ne explici și tu și o să ne explice și domnul tău antrenor câteva tehnici, nu știu dacă o să înțelegem noi ceva, măcar să știm cum să ținem și noi racheta în mână, vorba aia. Pe cine ai ca idol? La bărbat, la... Hai să începem, la partea masculină, la tenis, că acolo e, acolo sunt vitezele mai mari. Îl am pe Novak Djokovic. Pe Djokovic, bineînțeles. Iar la feminin, pe Serena Williams. Pe Serena Williams. Când a jucat Serena cu Simona, cu cine ai ținut? Sincer, nu ne vede nimeni, decât doar... Doar telespectatori. Cumva îmi doream să câștige Halep, dar țineam cu Serena. Și uite că de multe ori ți s-a adeverit. Da. Ai văzut că acum, în perioada în care noi filmăm emisiunea asta, Simona trece printr-un moment foarte dificil. A fost de găsită pozitiv la testele de dopaj cu o anume substanță, nu... intru în detalii pentru că nu știu exact, dar mie mi-e foarte greu să cred că Simona ar fi făcut conștient lucrul ăsta. Yeah, nu cred că l-a făcut conștient. Da, mai ales că am citit un articol în care spunea cineva că și-a schimbat de curând, și-a schimbat echipa de medici și așa mai departe, de nutriționiști și așa mai departe. Tu cum faci cu lucrurile astea? Nu știu, ții o anume dietă? Nu, de ce nu? Deocamdată nu, nu ai nevoie să faci lucrurile astea. Cum stai cu rezistența? Pentru că la tenis e o chestie foarte importantă. Pot spune că stau cât de cât bine, dar mai am de ani. Mai trebuie să mă antrenez pe rezistență, dar cât de cât stau bine. Bun. Că vorbim de federație, ce presupune, nu știu, să poți juca meciurile federației? Cum ajungi să faci lucrul ăsta? Trebuie să fii membru al unui club? Da, trebuie să fii membru al unui club. În Federația Română de Tenis, ca să joci, trebuie să fii neapărat legitimat la un club. Și, da. Acum tu la ce club ești legitimat? Clubul la care mă antrenez eu încă nu poate să facă competiții FRT și de aceea sunt înregistrate la CS Târgoviște. Am înțeles. CS Târgoviște poate să facă înregistrări la FRT, nu? CS Târgoviște, FRT însemnând Federația Română de Tenis. Da. Gata, domne, am lămurit-o și pe asta. Bun. Unde te vezi peste 5 ani? Asta nu peste 5 ani, că atunci tot minor o să fii. Hai să spunem peste 10 ani. Doar atunci pot să văd unde o să mă văd. Deci, răspuns mai sincer ca ăsta n-am primit niciodată și răspuns mai la obiect decât a fost răspunsul tău. Chiar nu mi-a spus nimeni niciodată. În general, lumea se gândește, o să fiu pe o plajă în Miami sau nu știu ce, o să fiu căsătorit, o să am copii și așa mai departe. Îți dorești să mergi înainte cu cariera în tenis? Da, mult îmi doresc. Ce anume, care crezi tu că ar fi, nu știu, cel mai de top lucru pe care ai putea să-l atingi sau pe care ai vrea tu să-l atingi? Să fiu un recordman. Adică să intri în... Ce mai exact presupune asta? Serena Williams, de exemplu, este un recordman pentru că a avut... Recorduri. Da, a avut... A câștigat cel mai multe Grand Slam-uri, 23 de Grand Slam-uri.
și mi-aș dori să o întreg și să fiu eu recordul meu. Da, nu e un obiectiv ușor, nu e un obiectiv mic, dar nu e un obiectiv imposibil. Da. Având în vedere că cel puțin noi avem o istorie foarte, foarte bună în ceea ce privește tenisul în România, mai ales și la noi în Târgoviște. La noi în Târgoviște am avut-o pe Sorana Cârstea, da, care și a făcut performanță, nu la fel ca Simona Halep, dar nu este de neglijat nici performanța Soranei. Dar, într-adevăr, uite, de exemplu, sportul ăsta presupune sacrificii, nu? Da. Care sunt sacrificiile pe care le-ai făcut tu până acum pentru tenis? Nu neapărat sacrificii, dar, de exemplu, nu știu, în weekend-uri când alții, nu știu, se duc, se distrează, eu stau pe teren și mă antrenez sau sunt la competiții. Și pentru un copil normal asta e greu de gestionat. Eu m-am învățat cumva că acum nu mă voi distra cum ar veni, sau nu am timpul unui copil care nu practică niciun sport, dar știu că atunci când voi fi adult, voi avea trăiri mult mai frumoase față de copiii care acum stau, de exemplu, și se joacă pe jocuri video sau pe telefon. O să te rog să vorbim la microfon ca să ne și auzim. Da, ai dreptate, în mare parte ai dreptate, pentru că mulțumirile care or să vină în viitor, or să fie mult mai, gustul victoriei pe care o să-l ai, o să fie mult mai dulce decât orice distracție pe care ai putea să o ai categorii. Astăzi. Ce spun, nu știu, cunoscuții, prietenii tăi, colegii tăi? În ce clasă ești tu acum? Sunt în clasa 6-a. În clasa 6-a la ce școală? La școala Coresi. La Coresi. O școală deosebită de la noi, din Târgoviște. Bun, ce spun colegii tăi? Colegii nu prea vorbesc despre reușitele mele. Nu neapărat despre reușite, despre tenis în general, despre faptul că îți place atât de mult tenisul și ești atât de determinată. Nu vorbesc despre chestiile astea. Dar ei știu? Ei știu că practic tenis. Dar nu știu la ce nivel ești, nu? Bun. Da, e un sport foarte costisitor și nu doar din ceea ce prevede, nu știu, sacrificiile și timpul, dar este un sport costisitor și în partea financiară, parte unde o să vorbim și cu părinții tăi imediat după pauza de publicitate. Mai avem puțin până acolo. Vreau să te mai întreb următorul lucru. Cine este... În afară de Serena, am zis că Serena Williams este idolul tău, da? Cine este cel pe care ți-ai dori să-l ai în față ca și adversar? Cea? Vorbim la feminin. Asta chiar nu știu. Nu știu, cu cine ți-ar plăcea să faci? De obicei, pentru mine, adversarele sunt ca niște tunuri de mingi. Nu le văd ca pe niște adversare. Le văd ca pe niște tunuri de mingi care mi-arunc mingi și eu trebuie să dau mai bine, mai bine, mai bine. Da, deci nu te uiți în ochii lor. Da. Asta e o strategie? Crezi că te intimidează dacă te-ar... Nu, dar asta îmi spune mereu tati. Un sfat foarte bun. Un sfat foarte bun. Ceva de genul am primit și eu ca sfat de la profesorul meu de muzică, pentru că eu mai și cânt printre altele. Îmi spunea, pentru că și eu am avut trac de scenă și mi-era frică să mă uit în ochii oamenilor care erau în fața mea. Întotdeauna mi-a spus, uite-te întotdeauna peste capul ultimului om pe care tu îl poți vedea. Întotdeauna să te uiți peste cap. Și atunci am scăpat de emoțiile astea, n-am mai avut cine să mă timoreze, n-am mai avut de ce să mă timoreze. Prima dată când am participat la un spectacol, am participat cu ochelarii la ochi ca să-i țin închiși. Da, se întâmpla în clasa 5-a, dacă vă vine să... Credeți. Nu știu, ai frici? Ți-e frică de ceva? Nu. N-ai nicio frică? Nu știu, ți-e frică de întuneric? Mie mi-a fost frică de întuneric până la liceu aproape. Câteodată mi-e frică de întuneric? Nu știu, ți-e frică de spații închise? Ai claustrofobie sau lucruri dintre astea? Nu. Nu. Bun. Care este cel mai înspăimântător coșmar al tău? Să joci, de exemplu, cu Serena și să pierzi, gândesc. Nu, chestia asta nu. Nu? Nu. Ai văzut, nu știu, ai participat la meciuri mari? Măcar în tribună, nu știu. Nu, să n-am fost niciodată. N-ai fost niciodată, nu. Dar nu ți-ar plăcea să mergi să o vezi pe
Serena Williams sau pe Simona Halep? Mai mult mi-ar plăcea să joc eu pe terenuri importante decât să stau în tribună. Da, dar bănuiesc că contează și asta, la fel ca în foarte multe sporturi. Să studiezi adversarul, să-i studiezi mișcările, să... nu știu. Da, cred. Deocamdată nu trebuie să faci lucrul ăsta pentru că probabil nu ai adversari atât de... De obicei, înainte să joc un meci, nu mă uit cu cine joc. Nici mă uit, nu mă interesează chestia asta, cum îl cheamă, câți ani are, cu ce... Dar nu despre asta mă refer, nu despre caracteristicile lui ca om. Joacă. Mă refer exact, e cum joacă, tehnica pe care o are, ce fel de serve folosește, până nu știu. Până acum niciodată nu m-am uitat. Nu te-ai uitat niciodată? Nu. Dar e necesar, normal, într-un astfel de sport, să știi, de exemplu, cum lovește, cu ce viteză? Deocamdată nu cred că e... Crezi că te-ar timora, de exemplu, dacă ai ști că adversarul din fața ta are, nu știu, un palmares mai mare decât al tău? Nu. Nu m-ar timora. Să știu că are un palmares mai mare decât al meu. Bun. De ce crezi tu că e așa de avantajos tenisul? Care sunt beneficiile practicării acestui sport? Păi, în primul rând, călătorești mult, o vizitezi multe locuri, mândria pe care o simți, de exemplu, când voi câștiga, va fi o mândrie mare. Nu neapărat cum mă simt eu, mă simt bine, asta e pentru mine important. Ai timp să și vizitezi locurile în care călătorești? De obicei, după meciuri, vizitez multe locuri cu tati. Da, e bine că ai și timp să faci lucrul ăsta. Mai vorbeam cu cineva care face raliu și îmi spunea la fel că a mers prin toată lumea, dar nu a avut timp să viziteze pentru că pe lângă asta, da, îți mai trebuie și partea financiară să poți să vizitezi și e un timp relativ scurt pentru că într-un turneu sau într-un cantonament nu durează atât de mult. Bun. Discuții foarte interesante, rămâneți alături de Columna TV pentru că avem multe, multe, multe povestioare despre tenis. Luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem imediat. A revenit, dragi prieteni, la cea mai tare emisiune de pe Mapa Mont, Caravana Cafeaua de 10, și ascultăm povestea unei campioane, așa cum vedeți. Este vorba de domnișorica Cristescu, Nina Alessia, iar alături de mine este și antrenorul ei, pentru că în prima parte am vorbit doar cu Alessia despre impactul pe care l-a avut tenisul în viața ei. Acum vom afla și câțiva termeni specifici tenisului și vom învăța cu ce se mănâncă practic tenisul, pentru că și eu trebuie să învăț că nu știu. Alături de mine este antrenorul Alessiei, domnul Valentin Palaș, nu? Bună dimineața. Am spus bine. Bună dimineața. Spuneți-ne, nu știu, cum începe prima lecție de tenis cu cineva care nu a mai practicat tenis până atunci. În general, nu știu, dar vă spun cum începe la mine. Începem cu o ușoară încălzire, pentru că e important să te încălzești înainte să începi orice activitate sportivă. Apoi câteva exerciții de coordonare, să vedem unde vă situați cu coordonarea. Și apoi începem exerciții specifice, aș putea spune, cu racheta și cu mingea de tenis. Cu racheta. Care e cel mai, nu știu, cel mai important lucru pe care trebuie să îl aibă un atlet care face tenis? Cred că coordonarea. Dacă din ce punct de vedere coordonare? La ce ne referim când spunem coordonare? Coordonarea ochi-mână, mână-picior, pentru că este foarte important să menții o anumită poziție, să vezi mingea, să faci ce trebuie. Da. Cum spunea ea la dans mai devreme, orice detaliu contează chiar și la tenis. Cum a fost experiența dumneavoastră de antrenor cu Alessia? Având în vedere că putem vedea palmaresul din spate în numai 2 ani și jumătate. Da. Evoluția ei a fost surprinzător de rapidă. Nu pot să zic că este foarte ușor să lucrez cu ea, că este un pic cam încăpățânată, dar... Ce zodie ești tu, Alessia? Gemeni. Da, ești încăpățânată. Posibil. Gemeni este cea mai puternică zodie la femei. Da, da. Eu sunt scorpion, s-ar putea să ne ciondanim un pic. Da, tocmai. Fimea e gemeni, deci are o personalitate foarte puternică și ea. Dar odată ce înțelege importanța lucrurilor pe care le facem, se pune pe treabă și nu mai am nicio problemă. Care sunt lucrurile la care a fost mai dificil de lucrat cu Alessia? Când a venit din București, avea o anumită tehnică,
ceea ce eu numesc old school, o retragere mai largă a mâinii, a rachetei, mă rog, anumite... Old school însemnând, erau de pe vremea domnului Țiriac, de pe vremea domnului Năstase. Da. Ceva de genul de acum 40 de ani sau așa, chestie cu care nu sunt de acord, încerc să predau un tenis mai modern și probabil trecerea de la old school la new school, ca să spun așa, a fost un pic mai grea la început. Dar acum care sunt diferențele între tenisul care se făcea, nu știu, în anii 70 comparativ cu tenisul care se practică în zilele noastre? Sincer să fiu, n-am urmărit niciun meci de în anii 70. Sau dar când juca domnul Țiriac, da, nu știu. Cu siguranță este diferență de forță, de tehnică. E total schimbat, toate sunt schimbate. Chiar și mingile, rachetele, totul este mult mai performant acum și atunci și jocul a devenit mult mai iute și mai solicitant. La fel ca și la fotbalul de sală, cât de important este suprafața terenului? Adică am văzut că la tenis se practică zgură, se practică iarbă, se practică și, nu știu, suprafață netedă, gen cum ar fi parchet. Nu este parchet, este hard se numește, sau green set. Da, mă rog, este mie mi s-a părut că da, arată ca un linoleu, nu neapărat este parchet. Un ciment acoperit cu cum să o numesc, cu un cauciuc pe deasupra. Cu o vopsea cauciucată. Exact, așa, o vopsea cauciucată și da, diferența este de felul e doar care... de aderența, e doar de aderența jucătorului pe care o are sau și de cum sare mingea. Bineînțeles și de aderență, dar săritura mingii este total diferită pe zgură, de exemplu, față de iarbă sau celelalte suprafețe. Pe zgură este cel mai lent, sare cel mai mult mingea, de aceea o lovitură cu spin, de exemplu, că spuneți de termenii specific. Spin însemnând spin, cu rotație, nu? Să se rotească mingea foarte rapid. E, cum ai da la fotbal cu efect? Probabil, da. Nu mă pricep la fotbal prea mult, dar... Probabil toată lumea a auzit de Nadal și loviturile pe care le practică el sunt cu heavy spin, deci foarte rotite. Da, am văzut la un moment dat, am văzut o lovitură a lui Nadal de lângă fileu, a dat cumva cu racheta și a picat în fileu, dar n-a mai sărit înspre jucător, a sărit înapoi înspre el. Cam asta înseamnă, nu, lovitura cu spin? Da, aproape. Trebuie să folosit fileul cât mai des. Trebuie folosit fileul cât mai des. Bun. Ce se întâmplă atunci când... Care sunt diferențele atunci când jucăm pe iarbă? Și când se practică tenisul pe iarbă? Tenisul pe iarbă cred că este doar o lună pe an. Se practică cam o lună pe an în jurul turneului Wimbledon. Unul dintre cele mai cunoscute turnee. Și înainte de el sunt două sau trei pregătitoare și cam atât sezonul. Atât ține sezonul de iarbă. Și diferența majoră este în săritura mingii, cum spuneam și că mai nu devreme. Sare foarte mult, o sare foarte puțin, este foarte rapid jocul, este cel mai rapid, cea mai rapidă suprafață. Și da, trebuie să fii foarte bine pregătit din punct de vedere fizic acolo, pentru că totul se întâmplă mult mai repede decât pe zgură, de exemplu. Uite, un detaliu pe care nu l-am știut și nici nu-l știu până acum, care este suprafața unui teren de tenis? Lungimea, vă referiți? Lungime, lățime, da. În lungime, o jumătate de teren are în jur de 12 metri, iar terenul de simplu 10 metri jumate, aproximativ, iar cu cel de dublu în jur de 12 metri, iar de la un cap la altul sunt 24 de metri lungime, plus că jucătorul stă la câțiva metri, deci e de acoperit o suprafață de 30 de metri, să zicem așa, la o lovitură. Cât lungime. Nu știu, cât de diferit este din punct de vedere, nu știu, nu, și strategic și de tehnică între jocul la dublu și jocul la singular? La simplu, de tehnică nu este neapărat diferit. Tactic însă, într-adevăr, au diferențe destul de mari între ele, pentru că la jocul de dublu, cel din spate trebuie să joace pentru cel din față, ca să poată să intervină, să facă volei, să termine punctul. La jocul de simplu e singur, tu faci totul, ca la fotbal, tu centrezi, tu dai cu capul. Există, se schimbă cumva regulile la jocul la dublu, în afară de teren, că este de la a doua linie, sunt da, aceleași reguli? Singura diferență este terenul care se mărește la locul de dublu, în rest regulile rămân aceleași. Uite, încă un lucru pe care voiam să-l întreb despre tenis și nu m-am contrazis, doar că aveam o nedumerire.
Dacă, de exemplu, atunci când cel din, la dublu, când cel din spate servește, cel de la fileu poate lua mingea până ca cel din spatele lui să o atingă? Nu, nu este ca la voleibol, nu se depasă. La volei se practică asta, nu? La volei cred că serva la fel, trebuie să treacă fileul prima dată. Nu? Păi nu, mă refer să treacă fileul, dar da. să răspundă la servă jucătorul de la fileu. Nu are voie, nu? Este o ordine specifică pe care trebuie menținută la retur. Deci dacă eu servesc cuiva, trebuie să returneze acel cineva și în partea cealaltă returnează celălalt. Sau alt aspect pe care aș vrea să-l întreb e acela dacă e obligatoriu ca mingea când vine în terenul tău să atingă terenul până să o lovești sau poți să o lovești înainte să atingă terenul? Doar din serviciu mingea trebuie să cadă. După ce se dă returul, nu mai contează. Poate fi luată numai din volei sau depinde cum poate fi. Doar la serviciu. După doar aia serviciu. Nu mai contează. Nu mai trebuie să mai cadă. Nu e necesar. Nu. Deci ca la ping-pong, teoretic, și la ping-pong trebuie să... La ping-pong nu ai voie de masă. Dai. Cum? La ping-pong nu se dă deloc volei, din câte știu eu. Adică fără să cadă. Trebuie să cadă tot timpul. La tenis poți să ieși Da. Dacă nu, acolo până nu atinge masa. Exact. Am văzut, uite, de exemplu, că tenisul, de-a lungul, mai ales ultimilor ani, a luat o turnură cam spre toate sporturile. Am văzut, în afară de ping-pong, că ăsta este vechi și îl știe toată lumea, am văzut, de exemplu, tenis cu minge de fotbal la masă, la mesele acelea alungite. Da. Am mai văzut încă un fel de tenis cu o singură masă mică în jumate și cu patru jucători, cum jucam meseriile, cum erau tot cu piciorul. De ce credeți că toate sporturile astea s-au legat de tenis? Ce reprezintă tenisul ca sport pentru cei care vor să-l practice? În primul rând, cred eu că e vorba de mișcare. Fiecare caută o variantă de a se mișca cât mai atractivă pentru ei. Tenisul în sine, tenisul de câmp, despre care vorbim noi, cred că este destul de greu și nu oricine poate să-l învețe atât de ușor și atunci apar variațiile astea care, cred eu, sunt un pic mai ușoare. Ca variație așa la tenis este paddle tennis, de exemplu. Un teren un pic mai mic, niște paletuțe un pic mai mici, cu aceeași minge, dar cu reguli de squash, de exemplu, se lovește și cu peretele și... Da, exact. Și ăsta. Paddle tennis este foarte popular și în ultimii ani chiar a luat amploare destul de mare, chiar și la noi în țară. Cele cu piciorul, nu știu cum se numesc, le-am văzut, știu despre ce vorbiți, dar nu prea am tangență. Cred că se numesc foot tennis sau ceva de genul. Este foarte posibil. Jucându-se cu piciorul. Cu piciorul. Bun. Și pentru că vorbim de Târgoviște și vorbim de clubul dumneavoastră de tenis de aici, cât de interesați sunt târgoviștenii de practicarea tenisului? Surprinzător, poate, pentru unii, este chiar destul de popular tenisul în Târgoviște. Problema este că pentru a face tenis de performanță este necesar o investiție destul de mare în copil. Și atunci, în ce anume? În echipamente? Începând de la antrenor, ca să mă pun și pe mine, să mă includ, plata antrenorului până la materiale sportive, deplasările, totul. Mai ales la început de drum, toate sunt plătite de părinți și este extrem de scump. Cât costă, de exemplu, pentru că tot vorbim de partea financiară și o să vorbim și cu părinții aleși ei, pentru că ei cred că sunt cei mai reprezentativi. Sigur. Să ne povestească despre partea financiară, dar cam care e costul unui echipament pentru tenis de câmp? Unui echipament basic, să spun. Echipament basic, începând cu Adidas și așa? Sau, cu orice, dar din cap până în picioare, ca să poți să fii pregătit. Pentru un tenis așa de amatori, nu cred că este foarte costisitor echipamentul, pentru că cam orice fel de Adidas se pot lua la tenis, nu cei cu crampoane, că atunci deranjezi terenul, dar să zic, un 200-300 de lei poate să joace oricine, să-și cumpere echipament potrivit tenisului. Rachetele la fel, pentru amatori sunt ceva mai ieftine, cu cât se crește spre performanță, cu atât sunt mai scumpe și rachetele.
Care sunt diferențele între rachete? Că bănuiesc că una dintre ele este greutatea rachetei. Aia e foarte importantă. Cea mai evidentă este greutatea, dar... Aia e singura pe care o pot vedea și eu. Da, cea mai evidentă este greutatea, dar diferența este de compoziția din care este făcută rama, cât de rigidă, cât de flexibilă este rama, apoi se trece la racordaj, la fel cât de rigid, flexibil e, cât de tare trebuie întins tensiunea racordajului, mărimea mânerului, overgrip-urile care se pun pe mâner să n-anunce racheta, este o întreagă colecție. Există vreo diferență și între sârmele pe care firele din rachete, corzile. Da, unele rachete au găurile un pic mai mici, altele mai mari, în funcție de ce dorește jucătorul, dacă dorește mai mult spin, mai multă forță, mai mult control, se ține de cont și de treaba asta. Da. Și cum poate jucătorul alege o rachetă pentru, nu știu, pentru un meci anume? Studiază înainte adversarul sau cum se procedează? De unde știu, de exemplu, că pentru meciul cu Nadal, dăm un exemplu, deși... am flambat ceaturi cu Nadal, eu ne cunoaștem de mici, vorba aia. Nu știu, de unde știu că îmi trebuie una de spin sau îmi trebuie una mai flexibilă? La profesionism e altă treabă. Fiecare își formează un stil propriu și se obișnuiește cu un anume tip de rachetă. Dacă stilul lui e pe spin, de exemplu ca Nadal, folosește un anumit tip de rachetă, de racordaj. Dacă cineva dă mai în forță, de exemplu, cum era Del Potro, la un moment dat s-a retras, trebuie să folosească alt stil, alte porțile un pic mai mici și așa mai departe, pentru control. Deci, tu ce stil le folosești Alessia? Alessia, de exemplu, pe ce stil? La rachetă, de obicei spin. Spin? Da. Și cât de, nu știu, cât de bine te descurci la spin, să le spună domnul antrenor, că el cred că, din punctul de vedere, probabil te descurci. Nu. Nu te descurci la spin-uri? Da, lucrăm intensiv acum la lovitura de spin, deși îl stăpânește destul de bine, mai avem de lucru ca să-l punem acolo unde trebuie. Vom afla cu siguranță în emisiunea de astăzi ce înseamnă și o lovitură de spin, pentru că domnul antrenor ne va arăta în ultima parte a emisiunii, ne va arăta câteva mici tehnici, măcar pentru cei care vor să vină să înceapă tipul ăsta de activitate sportivă care se numește tenis de câmp și care îi spune și cel mai curat sport. Bine, n-am înțeles neapărat de ce îi spune cel mai curat sport. Dacă mă întreabă cineva pe mine, eu aș zice că golful e cel mai curat sport. Cel bănuiesc, sau sunt aproape sigur că cel mai curat sport este numit pentru că sunt foarte puține scandaluri de dopaj, de exemplu, la tenis. Uite, noi chiar trecem printr-un astfel de scandal. Vorbeam cu Alessia până să luăm pauza de publicitate despre Simona Halep și chiar v-aș cere o părere, pentru că sunteți mult mai în măsură să vorbiți decât mine, de exemplu. Eu doar vorbesc din ceea ce am citit. Ce a citit, da. Nici eu nu cred că sunt în măsură să spun. Ne interesează părerea dumneavoastră, pentru că sunteți mai în măsură. Eu cred că la nivelul ăsta la care joacă ea, săriști o carieră întreagă pentru, eu știu, o performanță un pic mai bună la un turneu sau așa, este... Nu o văd viabilă. Cred că ceva o greșeală este, nu este cu intenție, nu a fost făcut cu intenție. Și ce se întâmplă, de exemplu, în cazurile în care sunt, cum este cazul Simonei Halep, ce se întâmplă atunci când se dovedește dopajul, dar se dovedește a nu fi din vina jucătorului? Cum se poate dovedi că nu e din vina jucătorului? Vor face analize, vor afla de unde a apărut substanța respectivă în primul rând. Au fost cazuri în care sportivii au luat nu știu ce pastilă de răceală care conținea o substanță interzisă și atunci au apărut la analize că s-a dopat. Și dacă se află că e cazul același caz și pentru Simona, cu siguranță o vor ierta, ca să zic așa, și nimic rău nu se va întâmpla. Da, nu, sperăm să nu pățească vorba aia ca Mutu cu Fiorentina, că nu ar fi frumos și nu ar fi bine pentru Simona, având în vedere că a făcut atât de multe sacrificii de-a lungul vieții. Bine, noi știm câteva dintre ele, dar probabil că au fost mult mai mult decât atâtea. Cu siguranță. Bun.
acum, unde o vedeți dumneavoastră pe Alessia peste 3 ani, având în vedere peste alți 3 ani, 3. Pentru că de aproape 3 ani putem să vedem că a umplut în spatele nostru, are un palmares incredibil. Unii poate nu au așa toată cariera lor de tenismeni. Corect, dacă continuăm cu, și sunt sigur că vom continua cu munca pe care o depunem acum în fiecare zi și vom perfecționa jocul pe care încercăm să-l perfecționăm acum, cu siguranță vom ajunge mult, mult mai departe. Și pe plan internațional, cu siguranță. La 15 ani, cred că e și momentul să fie și în afară, nu doar în România. Există o vârstă la care putem începe tenisul sau putem începe de la orice vârstă? Teoretic se poate începe la orice vârstă. Practic, pentru performanță trebuie undeva la 6-7 ani. Pentru că, fiind copil, înveți mai repede anumite chestii de coordonare, mobilitate și așa. Și la 10 ani, de exemplu, cum a început ea, că a început destul de târziu, deja e o bază destul de stabilă a acestor lucruri. Dar, prin muncă, cum poate să dovedească ea, poți să prinzi în urmă, chiar dacă începi un pic mai târziu. Dar după 10 ani, cred că este destul de greu să mai prinzi în urmă. Vorbeam mai devreme și v-am întrebat de cât de mult îndrăgesc târgoviștenii tenisul și mi-ați spus că, surprinzător, chiar foarte mult. Câți, nu știu, câți târgoviștieni aveți înscriși în clubul de aici, de tenis? Nu avem abonamente ca să știm exact câți jucători sunt înscriși, dar să dau un număr așa mi-este greu, dar să zicem care joacă permanent la noi 50-60, nu știu să zic, ceva de genul ăsta. Da, mi-au spus colegii să iau microfonul, ne auzim colegii, este bine acum, da? Bun. Da, mie mi se pare ceva inedit, mie mi se pare ceva foarte frumos faptul că și la noi în Târgoviște, în sfârșit, se poate juca tenis, nu doar... Eu nu știam sincer decât de terenurile din Parcul Chindiei, cele care clasic au fost din totdeauna, le știu din totdeauna. Da. De terenurile astea, de exemplu, nu știam, știam de balon. De balon, într-adevăr, știam, da, dar astea bănuiesc că au venit după, nu? Cum pot ajunge oamenii aici? Să se înscrie, nu știu, să vină să joace tenis, să practice. Într-adevăr, terenurile în aer liber le-am făcut de 2 ani, de când m-am întors în țară. Eu am lucrat multă vreme în Austria. Tot în tenis, bineînțeles. Da? La fel ca și am început tenisul, am încercat tenisul de performanță, am ajuns la un anumit nivel unde ne-am dat seama împreună cu părinții că este extrem de scump și că nu mai pot continua. Tot aud, este extrem de scump. Este... Ce anume, pentru tenisul de performanță, ce anume, da, este atât de scump? Cum spuneam, de la antrenor. Antrenorul, nu știu, trebuie să plătim competițiile, sunt bani mulți pentru competiții sau? Antrenorul de obicei se plătește la ședință sau lunar. Și poți să vă întreb cât, care e taxa pe care o percepe un antrenor? Mă puteți întreba, dar nu aș vrea să răspund la întrebarea asta. Dar nu-i problemă. Nu știu, aproximativ, să zicem, între atât și atât. Nu trebuie să dăm sumă fixă. Ca să știm cam unde ne învârtim, cel tot vorbim de scump. Înțeleg. Cel puțin în Târgoviște, să zic, o oră de tenis cu antrenor și teren inclus începe de la 100 de lei și se termină undeva la poate 200 și ceva de lei. Și cam câte ședințe ar trebui să aibă pe săptămână? Pentru performanță, bine ar fi să joace de cel puțin 5 ori pe săptămână, da. Și ar veni un calcul rapid, așa, da, făcut, sâmbătă și duminica se odihnesc, nu? Sau merg la turnee. Sau merg la turnee. Acolo se plătesc alte taxe pentru turnee. Bineînțeles. Mai mari decât 100-200 de lei bănuiesc. Deci ar veni așa ca o medie, să punem 100 de lei, 500, într-o lună ar fi 2000 de lei plus competițiile, hai să spunem undeva la 3000 de lei pe lună. 3000 de lei e un salariu întreg. 3000 de lei este limita foarte de jos, ca să zic așa. Deci 3000 de lei doar ca să înveți, nu neapărat să faci pic, da, performanță, da, exact. Da, cel mai bun prieten al meu din copilărie practica sportul ăsta, tenis, și la un moment dat a ajuns să-l facă oarecum de performanță, juca prin Japonia.
Numai că la un moment dat, chiar dacă părinții lui aveau posibilități financiare mai bune decât alții, au fost destul de costisitoare și pentru ei aceste costuri. Înseamnă că părinții Simonei Halep sunt destul de înstăriți. Asta am dedus eu din toată discuția. De părinții Soranei știm și așa mai departe. Bun. Rămâneți alături de Columna TV pentru că continuăm povestea micei campioane de la noi din Târgoviște, Alessia Cristescu, Nina. Sănătate! Uite, vezi, a ieșit soarele din nori și tocmai de-aia ne-a intrat în ochi. Luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem repede. Ne-am întors, dragi prieteni, din scurta pauză de publicitate și continuăm cu povestea unei campioane. Este vorba de Nina Cristescu, Alessia, am zis cu prenumele și numele la mijloc, dar nu mai contează. Iar alături de noi, în platoul emisiunii Caravana Cafeaua de 10, platoul mobil de aici, de la baza sportivă de tenis din Târgoviște, este domnul Bogdan Cristescu, tatăl Ninei, care ne va povesti despre cât de costisitor este sportul tenis de câmp. Bună dimineața, spune. Bună dimineața, în primul rând, și mulțumesc pentru invitație. Cu drag. Dacă vorbim de costuri, nu o să fiu atât de darnic vis-a-vis de vorbe. Exact. Până să ajungem la costuri, aș vrea să vă întreb cât de important este susținerea pe care i-o oferiți dumneavoastră fiicei dumneavoastră și cum o percepe ea. Pentru că sunt niște lucruri de care nu toți copiii din ziua de azi au parte. Important nu, vital da. Este vitală, susținerea este vitală, clar. Și cred că asta s-a raportat la toți copiii. Nu vorbesc doar de fiica mea aici. Copiii chiar au nevoie de susținere extraordinară din partea părinților. De ce tenis? Este un sport individual, cum v-a spus și Nina. Iar ei se potrivește foarte bine sportul individual. N-aș vedea o să lucrez într-o echipă. Nu știu de ce. Deși a obținut performanțe și la dublu. Da. În ceea ce privește tenisul. Da. Numai că sportul la dublu în tenis nu este atât de, nu știu, de anvergură. Da. Sau bine văzut, sau de obicei se merge tot mai pe partea individuală. Cât de costisitor a fost pentru dumneavoastră ca părinte să o susțineți până acum? Vorbim până în prezent. Dacă vorbim de partea financiară, nu are sens să vorbim de cifre. Sincer, chiar deloc. Dar tocmai ne povestea și domnul Trăsnul despre aspectul ăsta. Vreau să vă dau un exemplu al unei academii importante din Europa, unde un copil de 12 ani, costul unui copil de 12 ani, este undeva între 50 și 90 de mii de euro pe an. Pe an? Undeva la mult peste media salariului minim acolo. Și totuși vorbim de copii care nu au neapărat performanțe momentan. Mulți înfloresc, cum se spune, după 14 ani aproximativ. Până atunci, mulți sunt vedete. E important antrenamentul, incredibil de important. Antrenamentul făcut corect. Și frecvența cu care faci antrenamentul, frecvența cred că e la fel de importantă. La fel de importante sunt și turneele, care sunt incredibil de costisitoare. Spre exemplu, dacă mergi cu un copil în zona ta doar, ideea că o să ieși mai ieftin și tu ca părinte nu ai timp, că vezi, Doamne, trebuie să conduci o afacere sau ești tu ai un job, atunci o să-ți dai și o amprentă grea asupra copilului. Din ce punct de vedere? La ce vă referiți? În sensul că performanțele vor dispare, adică ea are nevoie să cunoască foarte multe adversare, să joace în cât mai multe orașe, în cât mai are multe nevoie țări, de diversitate. De diversitate, exact. Un cuvânt foarte bun. Diversitatea este foarte, foarte importantă în sportul ăsta. Plus că, cum să vă spun, gestionarea emoțiilor este incredibil de grea.
Lucru pe care Alesia îl stăpânește foarte bine, având în vedere că la începutul emisiunii, la începutul interviului, primul impact pe care l-a avut Alesia era foarte timorată și avea foarte multe emoții, iar 5 minute mai târziu era cu totul altă persoană. Așa e, Alesia? Ai văzut? Cam așa cred că se întâmplă și în tenis, da. Nu? Da, și la turneul la fel. Ușor, ușor, chiar și astea 5 minute vor dispare, fără discuție. Ai prins, de exemplu, mai multă încredere acum că este tatăl tău lângă tine? Da. Contează, cât de mult contează ca tatăl tău să fie în tribună atunci când joci? Mult. Enorm. Ai avut, de exemplu, nu știu, situații în care nu a putut să ajungă și ai jucat fără ca el să fie acolo? Da, te-ai gândit că poate, na, nu știu, se mai întâmplă vreodată o nefăcută și trebuie să fie în altă parte? Nu. În timpul ăla. Crezi că ar fi spre dezavantajul tău dacă nu ar fi în public? Asta nu știu, cred. Da? Nu știu, te stimulează într-un fel atunci când îl vezi în tribună? Da. Da? Îți dă mai multă putere? Da. Ce simțiți dumneavoastră când o vedeți pe Alesia pe teren? Ai făcut primul milion de euro? Nu. Nici eu. Dar sunt convins că aș avea cumva cel puțin aceeași trăire. Cumva la... Eu am plecat de la 2 în sus, nu mă încurc. Cumva la fiecare minge care o atinge. Deci imaginez că sunt niște trăiri intense, incredibile. Mă gândesc, până la urmă... Deci nu vorbim de un turneu. Am avut noi trăiri cu Simona, de exemplu, când a fost la Grand Slam-uri, la US Open, Australian Open, și am fost acolo cu ea, am simțit și noi meciul. Mă gândesc că atunci când este parte din tine, fiind fica dumneavoastră, este cu totul diferit. Da, nu vreau să fiu modest, dar nu, chiar nu este același lucru. Sunt, da, cu siguranță. Incredibile. Și un nod în gât care nu dispare așa ușor. Și cum faceți să depășiți lucrurile astea? Pentru că bănuiesc că Alesia nu simte lucrurile astea. Nu simte dintr-un alt unghi, să zic așa. Dar n-am încercat să gestionez. Pur și simplu, în momente, crede-mă, când efectiv lacrimez. Deci o văd cât de bine joacă și efectiv lacrimez la finalul meciului. Uneori chiar și când pierde se întâmplă treaba asta. Sunteți un împătimit al tenisului? Nu. Sau erați un împătimit al tenisului până să înceapă Alesia sportul ăsta? Nu. Sunt pur și simplu... Cred că unul dintre puținii fani, ca să zic așa. Mă refer ca și sinceritate. Fan, unul dintre puținii ei fani, a spus. Ei, nu al tenisului. Am înțeles. Al ei. Al ei personal, da. Bun. Unul dintre, nu știu, primii fani, pentru că Alesia o să aibă fani, cu siguranță. Cu siguranță, da, dar vorbeam de sinceritate aici, nu de altceva. Da. Știi că fani pot fi de mai multe feluri. Bun. Inclusiv unii care comentează foarte prost, chiar și în momentul ăsta. Dar, în fine. Bun, cum a fost prima dată când Nina a câștigat un trofeu? Nu pot să explic că cum vine, dar îți doresc să trăiești așa ceva. Sincer, îți doresc. Este incredibil. Ce anume, nu știu, bănuiesc că nu se poate explica în cuvinte. Încerc acum oarecum, pentru că și eu am tot o fetiță și mă gândesc că atunci când va ajunge la vârsta Alesiei, dacă va alege să, orice va alege ea să facă, eu o să fiu acolo să o susțin, indiferent de situație. Sper să ajung și eu până la primul milion atunci ca să pot să o susțin în caz că vrea să facă tenis. Dar bănuiesc că este un sentiment cu care nu te întâlnești, la fel ca acela când ai primul copil, de exemplu, e un sentiment pe care nu poți să-l explici, oricât ai încerca. Sincer, apropo de primul copil, când s-a născut, cred că am plâns vreo 2 ore în continuu. Nu sunt așa, știi, foarte emotiv, dar o așteptam foarte mult, știi? V-ați dorit fată? Nu, mi-am dorit băiat. V-ați dorit băiat? Băiat ca fiecare, normal, știi? Eu am avut o schismă la un moment dat și nu mi-am mai dorit băiat, mi-am dorit fată. Și uite că am avut și norocul ăsta. Da. Da, cumva cred că a fost cam aceeași trăire și la primul turneu câștigat. Și de fapt cred că persistă. La fiecare turneu care câștigă, cred că am o trăire extraordinară. Cât de greu este pentru dumneavoastră ca părinte să o susțineți în continuare? Pentru că toți vorbesc de performanțe, dar de sacrificii mai puțin. Imaginează-ți că o zi normală se termină după muncă nebună la birou.
se termină cu antrenamentul ei. Că e 10 seara, că e 11, că e 12, lucrăm în continuu. Și nu, deci nu vorbim aici de partea financiară, vorbim pur și simplu de implicare. E nevoie de implicare non-stop. Non-stop. Și care e calea prin care copilul să înțeleagă implicarea asta? Pentru că bănuiesc că e un lucru esențial pentru copil să înțeleagă că ceea ce susținerea pe care o are, nu o au toți. Și se întâmplă legătura între mine și ea, una incredibilă, puternică. Deci nu credeam că se poate așa ceva. Și cumva chiar și fără să vorbim, simțim, știi? Da, vă înțeleg cu desăvârșire pentru că același lucru îl trăiesc eu, da, cu fiica, da. E o legătură, mai ales între tată și fiică, în general, este o legătură foarte puternică, știi? Da, da, dar întotdeauna am spus că între mine și fiica e mai mult de atât. Așa este, da. Mai mult decât ar spune ceilalți sau decât, adică am văzut tot felul de exemple de părinți, tot felul de exemple de parenting și așa mai departe, pentru că mai ales acum cu rețelele de socializare, toți își dau cu părerea, toți sunt buni părinți sau mai știu eu ce, dar ei stau să uită pe telefon și copilul face altceva, deja nu. E cu totul altceva. Spre exemplu, să-ți dau un exemplu, acum un an de zile am început să învăț să fac corect servă. Crede-mă că eu lucrez cu ea acum strict pe servă și o face doar cu mine, nu știu să lovesc, dar a trebuit să o învăț. Ați fost nevoit, practic, să învățați și dumneavoastră, da, din și asta, tainele tenisului. Și asta tocmai ca să pot face echipă completă cu ea, să zic așa. Și în momentul de față chiar are una dintre cele mai bune serve. Da, este incredibilă. Am reușit treaba asta, dar am reușit muncim foarte mult, foarte mult. Spre exemplu, noaptea după ce ne întoarcem de la antrenament, eu rămân, caut filmulețe, caut explicații. Căutați documentare, căutați explicații la orice nu iese. Și gândește că treaba asta au fost luni de zile la rând, noaptele, noaptea am făcut același lucru. În final am ajuns într-adevăr să lucrăm împreună strict pe treaba asta. Aici e ok că am avut parte și un antrenor excepțional. Valentin chiar a gestionat foarte bine situația asta. Deși la început a fost un dezastru, știi? Mă refer legat care de servă. Da. Deci ceea ce explicam și ce încercam să-i induc ei nu era ce trebuie. Dar a avut răbdare, știi? Nu s-a băgat deloc în treaba asta. Și uite că a ieșit ceva senzațional. Lucrează, sunt chiar foarte mândru de ea. Ce ar trebui să știe părinții care vor să meargă cu copilul lor înspre direcția tenisului de câmp? De ce lucruri v-ați lovit dumneavoastră și nu le știați, deci, și ar fi fost un plus dacă le-ați fi știut dinainte? Nu, e bine să descoperi lucrurile pe parcurs. Clar, e bine să descoperi. Pentru că fiecare situație e diferită de la un caz la celălalt. Da. Da, copiii diferă foarte mult. Dar în primul rând ar trebui să aibă bani. Sincer, foarte mulți bani. Tot am conturat subiectul ăsta în partea financiară și l-am tot bibilit așa pe toate părțile și cu domnul antrenor. Haideți să vorbim mai exact și ce se întâmplă din punct de vedere financiar lucrul dacă ăsta. Dacă nu ai bani, o să-ți duci copilul, gen, uite, suntem din Târgoviște. O să mergem cu el la turnele din Târgoviște, din Pitești și din București. Se va întâlni mereu cu aceleași adversare, posibil mult mai bune decât ea, da? Și ca și cum te lovești mereu de un zid, în continuu și în continuu și în continuu. Da, dar la un moment dat, dacă îl lovești de multe ori, nu. E posibil să-l spargi. Se întâmplă rar, în filme se întâmplă treaba asta. Ce? În viața reală mai greu. Asta e bine să meargă, să experimenteze. Spre exemplu, jucăm și în Ungaria, în campionat ungar. Nu foarte multe meciuri pe an, dar tocmai am încercat să obișnuiesc cu meciurile internaționale. Pe lângă asta, tot ce înseamnă România luată la pas. Gândește-te că un turneu nu are cum să te coste undeva, mai ales dacă mergi până în faza finală, undeva sub 3.000 de lei. Este un turneu al federației sau? Al federației vorbim. Am mers multe și în tenis 10, dar tot la fel, trebuie să stai mult pe drum. Că nu stai ca în federații, eu știu, 3, 4, 5 zile, tot stai două zile măcar,
totul stai. Transport, cazare, da, mâncare. Dar în federație sub 3.000 de lei n-ai cum să ieși, din punctul meu de vedere, vă dați seama. Nu e vorba doar de cazare, de, eu știu, în fine. Mai sunt și alte cheltuieli care sunt firești până la urmă. Da, normal. Nu poți să duci copilul să-l chinui, știi? Și aici vorbim de un turneu. Un copil la vârsta aia are nevoie de minim 25-30 de turnee pe an. Cât durează un turneu, aproximativ? Nu știu, 3-4-5 zile, depinde. Unele sunt tip șah, altele sunt, în fine, cu tablou de 16 sau 32, în fine. O să dureze, nu știu, maxim 5 zile. Cele tip șah sunt pe puncte, iar celelalte sunt pe eliminări sau cum? Cele tip șah sunt, se joacă fiecare cu fiecare. Ceva de genul, joacă, se fac două grupe, exact de obicei. Exact cum ar fi la, nu știu, în divizia A, fiecare joacă cu fiecare, exact, și cine face puncte la final. Da, 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 da. Și celelalte cu, da, 16-32, da, sunt cu finală, semifinală, da, sferturi, optim. Acele turnee sunt mai în regulă pentru că se permite să mai ajungi și la școală, pentru că aminte întârzi foarte mult. Adică pierzi, nu știu, dacă turneul începe sâmbătă, tu poți să te întorci miercuri sau joi. Asta contează foarte mult și școala, incredibil de mult. Cum te împarți alesia între școală și tenis? Depinde acum. Câteodată mai lipsesc și de la ultima oră pentru a ajunge la antrenamente, iar câteodată nu sunt nevoită să lipsesc. Da, e cazul unui copil care chiulește cu știința părinților. Da, mamă. Și eu făceam la fel. Nu, există înțelegere foarte multă din partea profesorilor și chiar țin să le mulțumesc. De la școala Coresi, da, sunt niște profesori deosebiți și întotdeauna știu că a existat înțelegere acolo și avem foarte multe, foarte multe cazuri de reușită de acolo, de la școala Coresi. Bun, vă vedeți oarecum un vis realizat prin Alesia? Să știi că da, 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 chiar da. Care m-am gândit? Tău, Alesia? Nu știu. N-ai un vis anume? Să ajung mare tenismenă. Mare tenismenă și să ai mai multe Grand Slam-uri decât Serena Williams. Care e visul dumneavoastră pentru ea? Ca întotdeauna, să vă numărul 1. Tot ce contează. Până acum observăm cu toți în spate că a reușit. Chiar să faci performanța asta în 2 ani jumătate e mult peste puterea cuiva, dacă mă întrebați pe mine, și bineînțeles fără susținere din partea părinților ar fi fost cu siguranță foarte greu. Nu știu, care a fost, v-ați gândit vreodată, de exemplu, ce s-ar întâmpla dacă de mâine n-ați mai avea posibilitatea să o susțineți financiar? Sau pur și simplu v-ar depăși? Nu știi cum e, nu poți să te bagi în ceva dacă știi că nu poți duce la bun sfârșit. Am înțeles, dar întotdeauna există un... Da, temeri există, în general. Dar prefer să nu le dau atenție. Știi că am mintea mult preocupată. Nu știu, aveți un plan de rezervă, la asta mă refer. Nu, pur și simplu mergem înainte. Ca oricare, până la urmă. Orice s-ar întâmpla. Absolut. Bun. Cât a durat pentru Alesia până a înțeles sportul ăsta? Greu, greu de spus. E foarte bună întrebarea, dar greu de spus. Pentru că sunt multe lucruri. Vorbeam și cu domnul antrenor mai devreme. Sunt lucruri despre tehnică, lucruri despre cum să ții racheta, lucruri despre rachetă în sine, lucruri despre mișcare, echipament și așa mai departe. Ea venind dintr-o altă zonă de dans sportiv. Da. Oricum, sunt convins că la vârsta asta nu cred că există vreun copil care să înțeleagă pe deplin tenisul. E nevoie de mai mult timp. Dar, da, din punctul meu de vedere, momentan îl înțelege fix cât trebuie. Da, cum am înțeles, tatăl este aici cu noi în fața camerelor și te susține, mama este în spatele camerei și cu fratele tău și te susțin. Cum e cu aportul ăsta între părinți? Să știi că, Virgulă, chiar așteptam întrebarea asta. Este foarte important ca ambii părinți să fie pe aceeași lungime de undă. Incredibil de important, nu merge altfel. Am multiple exemple de părinți care nu sunt deloc așa și afectează mult de tot copilul în sine. Din ce puncte de vedere? Din ce puncte de vedere nu sunt există... părinții așa și din ce puncte de vedere nu, îi afectează pe copii? Atâta timp când nu există neînțelegere, îți dai seama că apar și certuri foarte mari, probabil și datorită părții financiare și
lipsei de la școală atunci când este cazul și atunci când pierzi, mai ales, nu știu, de obicei părintele care e mai apropiat de copil și merge la turnee înțelege de fapt că nu e o problemă. Doar un meci pierdut sunt lucruri mult mai importante decât a pierde sau a câștiga la vârsta asta. Bineînțeles, cel mai important în schimb, celălalt, probabil că va încerca să scoată părți negative în evidență. Și sunt multe. Sau părțile negative ale situației. Ale situației, bineînțeles, da. Și da. Sunt multe. Sunt multe. Chiar are o bază mare celălalt. Are de unde să aleagă. Care e secretul pentru a avea înțelegerea asta? Și, și în cuplu, și în relația directă cu copiii. Repet, atât timp cât ești pe aceeași lungime de undă și ai aceleași aspirații, cred că ăsta e secretul, e simplu da, de tot. Vorbim de mai multe personalități, mai multe caractere și diferite convingeri. Și ce să zic, ideea de a crește corect copilul, de a investi foarte mult în el, de a-i oferi tu ceea ce tu nu... Nu cred că există corect în a crește copilul. Până la urmă, fiecare crește copilul în stilul lui. Da. E foarte adevărat, numai că nu toți am crescut așa cum trebuie, știi? Exact. Și cumva poate e și un fel de răzbunare pe lucrurile prost făcute. Răzbunare sau alinare, de fapt, în alte puncte de vedere. Eu sincer simt răzbunare. Știi? Și poate că și asta i-a fost foarte util Alesi. Am preferat să fac lucrurile așa cum trebuie să făcute. Ați avut, nu știu, vreun moment de cumpănă și dumneavoastră și Alesia, în care să spuneți, băi, hai mă să încercăm totuși altceva? Nu. Dat fiind faptul că e un sport atât de costisitor? Nu. Sincer, cred incredibil de mult în treaba asta. Așa. Și cu siguranță vom merge până la capăt. Tu te-ai gândit vreodată, Alesia, să renunți? Nu, niciodată. Ți-a trecut vreodată prin cap, nu știu, când ai avut vreo înfrângere sau vreo... Ai avut vreo înfrângere, da, chiar? Da. Cum te-ai comportat atunci? Simplu, supărat. Cum trebuie să interpretezi o înfrângere? Simplu, n-a fost, n-a existat? Văd așa asta. Păi, știi că mai este și proverbul că din greșeli învățăm. Da. Ai avut momente când a trebuit să înveți din greșeli? Da, aproape mereu. Și cine semnalează greșelile? Tati. Tati e observatorul cel mai sincer și cel mai bun, cel mai sincer fan, primul. Eu chiar spuneam treaba asta că atunci când fiimea va fi de vârsta ta, o să-i spun că dacă o întreabă cineva, uite, de exemplu, cum stai cu băieții? Nu. Ai prieten? Nu. Bine, e o vârstă fragedă la care se te întrebe tine treaba asta, dar având în vedere ceea ce vedem în jurul nostru și fetele de vârsta ta care au, sunt unele fete care au alte ocupații și în afară de școală și în afară de lucrul ăsta. Nu știu, tu ai timp să te mai gândești la altceva? Nici n-aș vrea. Nici n-ai vrea? Nu. Deci am primit niște răspunsuri astăzi de la Nina, care chiar m-au dat peste cap, sincer. Felicitările mele pentru modul cum gândești și clar e o chestie care vine direct din educația sportivă pe care te oferă tenisul, de exemplu. Pentru că, așa cum vorbeam și în prima parte a emisiunii, nu e ușor pentru un copil de 12 ani să meargă în cantonamente, să meargă la... antrenamente zilnice și să depună efort, atât de mare efort în fiecare zi. Nu? Da. Bun. Cu siguranță avem aici alături de mine în platoul mobil al emisiunii Caravana Cafeaua de 10 o viitoare campioană și nu campioană națională, nu campioană internațională, o să devii campioană globală. Asta e un termen pe care l-am spus eu acum de la mine. Și o să depășești și Grand Slam-urile Serenei Williams. Și poate cine știe, peste an și an o să ai un meci demonstrativ cu Serena Williams. Pentru că cu siguranță atunci când vei ajunge tu la performanțele alea, Serena o să fie puțin la vârsta la care să nu se mai deplaseze atât de ușor pe teren.
ca să mă înțelegi. Bun. Rămâneți alături de Caravana Cafeaua de 10, pentru că avem din nou o scurtă pauză de publicitate, iar imediat după pauză vom avea și câteva demonstrații despre ceea ce înseamnă tenisul de câmp. Domnule Bogdan, vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Alesia, la fel, dar rămânem pentru că mai avem să ne arăți cum faci cu spinul ăla. Rămâneți alături de noi. Cafeaua de 10, Caravana Cafeaua de 10, numai pe Columna TV. Pauză. Ne-am întors, dragi prieteni, și așa cum v-am promis, în ultima parte a emisiunii, chiar dacă nu am echipamentul corespunzător, vom încerca câteva serve și vom afla și în mod practic despre tainele tenisului. Am tot discutat în cele trei părți precedente despre teoria tenisului, cum trebuie ținută racheta, cum trebuie să faci, ce trebuie să faci. Dar uite că acum am ajuns și la proba practică, iar alături de mine este domnul Valentin Pala și este antrenorul Alesiei, pentru că astăzi v-am spus povestea unei campioane și o să vedeți că într-adevăr o să fie o adevărată campioană. Are o determinare desăvârșită și o minte atât de ageră și atât de dezvoltată pentru vârsta ei, încât pe mine m-a lăsat fără cuvinte. Bun. Asta fiind spuse, haideți să începem sistematic. Să începem cu începutul, da? Bun, deci aceasta este racheta. Ce se întâmplă prima dată când ajunge un începător, un novice ca mine? Că m-ați văzut cum lovesc, am dat. Apropo, trebuie să vă menționez că deja am făcut încălzirea. Da, am făcut încălzirea și am dat vreo 3 mingi peste gardul protector al acestui teren. 3 la 3, n-ai fost tu atentă, spun eu, dar au fost 3, da, 2 în partea aia și una în partea aia. Să sperăm că nu ne pun acum să le plătim, aia este 3 mingi, sperăm să nu mai dăm și altele. Bun, ce se întâmplă mai exact? Că am văzut că e foarte important de la cum ții racheta până cum, nu știu, cum îți concentrezi energia pe ea. Da. Bun, aceasta e racheta. Aceasta era greu. Pentru amator este priza cea mai potrivită, este cea de tigaie, cum o numesc eu. M-a făcut amator, atenție, da? Adică racheta cu planul în jos și mâna vine pur și simplu de așa, sus. Așa, da. Exact ca o tigaie. Ca o tigaie. La clătite sunt bun. Asta e un început bun. Atunci dacă te pricepi la bun clătite, o să reușești și mai departe. Apoi, această guguloi, ca să zic așa. Din întăritură. Da, acest oval al rachetei de la mână. Umflătură. Umflătură, corect. Trebuie să fie în palmă, cât mai jos pe... În podul palmei, nu? În podul palmei, cât mai jos. Așa. Fără ca vreun deget să iasă afară din... Din rachetă. Da. Exact. Din mânerul rachetei. De la mânerul rachetei, corect. Bun. Apoi, îți voi da o minge și te rog să încerci să o jonglezi cu ea, să driblezi. Prima lecție. Ce înseamnă să driblezi? Adică așa, să o bați de pământ și să faci câteva... Aparent, să știți că pare foarte ușor. Ia să vedem. Practic, nu mai e la fel de ușor. Dar, telespectatorii trebuie să știe că eu știu o schemă. Ia uitați. Foarte important. Da. Pentru bun, deci, așa, nu? Asta este de început. Ca jucătorul să vedem cât control are pe mână, pe rachetă. Te descurci foarte bine. Da? Da. Bun, al doilea exercițiu, ca să zic așa, ar fi de ținut mingea în sus. Asta e ceva mai greu. În sus cred că mie mi se pare mai ușor. Este mai greu. Oh, super, e mai ușor. Mie mi se pare mai ușor asta decât să dai cu ea în pământ. Probabil joci badminton. Da, mai din când în când. De acolo știu și schema asta, zice, să fiu. În regulă. Bun. Bun, deci asta a fost controlul rachetei. Controlul de cât? Exact. Bun. Și acum vom trece la prima lovitură de dreapta, cum se zice pe românește, sau forehand. Și vom încerca lovitura așa? De forehand. Da. Deci nu e obligatoriu să o faci așa în sus cum... Acela este serviciu, vine mai târziu. Prima dată se învață lovitura de forehand, dreapta. Adică așa, de nu? Pe partea asta și cealaltă, reverul. Și așa. Aproximativ, da. Ce am greșit eu, Alesia? Spune-mi tu. Forehand-ul se face așa cu două mâini? Reverul. Așa.
E ceva gen, în termen popular, se numește mistrie. Exact. Bun, o să încercăm o lovitură de dreapta, cum spuneam. Poziția picioarelor este foarte importantă. Cum piciorul stâng vine un pic în față. Stângul aici? Da, dreptul un pic mai în spatele. Așa. Piciorului stâng. Haideți, te rog mai încolo, un pic. O să vedeți ce facem și cu aparatul ăsta imediat. Mâinile întinse, menține racheta. Mâna asta întinsă. O să o las să cadă mingea. Nu, mingea. Și așa. Apoi încerci să lovești ducând racheta peste umăr. Peste umărul celălalt. Adică aici peste umărul stâng. A, peste, încolo. Da. Deci, o lăsăm să cadă. Întinse. Ceva de genul ăsta. Ia uite băi că... Exact, asta a fost cea mai bună. Mai am nevoie de câteva mingi. Vă rog frumos. Vă rog frumos. Deci ai văzut că am avut ce eu. Da. Acum trebuie lucrat și cu mâna stângă. Ai, și cu mâna stângă trebuie să lovești? E obligatoriu? Nu de lovit, dar se trebuie folosită la lovitură. Din poziția pe care ai început mai devreme. Da? Da. Mâna stângă întinsă, mâna dreaptă întinsă. După lovitură, încerci să prinzi racheta din mână, în mâna stângă. Peste umăr și în mâna stângă. Exact. Așa. Asta. Super. Ia uite băi, și am dat-o chiar în teren. S-ar putea să iasă și mai bine. Mâinile întinse întâi. Și mâna și nu mi-am prins-o. Mâna stângă, da. De obicei pe, cu... Pe tot timp. De obicei cu mâna stângă urmărim mingea. Deci cu mâna stângă urmărim... Da. Urmărim mingea unde se duce ea și după aia o prindem aici, nu? Ca să fie mai ușor, mâna stângă o punem în față. Deci ia să vedem. Încă un tip pentru mai mult spin. Așa. Încearcă la mâna dreaptă să te gândești că ai un ceas și să te uiți la ceas. Corect. Da. Și apoi să prinzi racheta tot cu stânga. Mamă, da. multe trebuie funcții locomotorii foarte dezvoltate. Deci. Și în genul ăsta, dar trebuie da, prins punerul rachetei. Da, nu ceasul singur, trebuie exact. Să mă prind de toate. Corect. Mulțumim. Okay. Mama Ninei ne ajută cu cu mingile. Mulțumim foarte mult, doamnă. Bun. Bun. Prima lovitură, deci lovitura de dreapta. Deci basics, asta a fost lovitura așa. De dreapta. Da. Hop. Așa, și racheta mânerul aici, cu mâna stângă. Nu? Sus. A, sus? Aici. Exact. Așa. Nu contează pe nu ce contează. Parte. Așa. Da, bine, nu poți să faci așa. E ca și cum te-ai perist. Stai să nu-mi dau una peste ochi. E mai greu așa, da. Bun. Vom încerca și lovitura de rever acum. Este ceva mai asta greu. Asta este așa, nu? Întâi poziția picioarelor, piciorul drept în față de data asta. Poți să dai cu două mâini, este ceva mai ușor. Ambele mâini pe rachetă. Așa. Exact. Așa. Ambele mâini pe rachetă, deci, un pic trebuie mai să sus. Fie pe mânerul da. Rachetei ambele mâini. Foarte important, foarte important. Rămâneți da, și cu nu... noi să învățați ce înseamnă tenis. Și nu una peste cealaltă. Și nu una peste cealaltă. Deci așa. Așa. O să las eu mingea să cadă, iar lovitura se va termina pe, peste umărul celălalt. Peste umărul ăsta, așa, nu? Da. Un fel de golf swing, dacă ai jucat golf. E cam același lucru. Da. Mai bine nu se putea. Mai mă rămână. Simt ca la baseball, oarecum, că... Este... La baseball tot așa trebuie să duci mâna, nu? S-a plecat de la lovitura de baseball, am impresia, cea cu două mâini, pentru că înainte se juca doar cu o mână. Și într-adevăr așa a plecat lovitura. Așa ai început și tu prima dată? Asta a fost prima... Cam așa. Vino un pic mai aproape ca să ne vedem și la cameră. Tot astea au fost primele lecții. Aproape. Numai că da. Era mult mai complex. Acum da. Facem aproximat. Un pic mai pe, mai un pe basics. Scur, nu? Bun. Îți mai dau o minge. Ia. Hai să vedem. De sus din partea asta. Din partea asta. Și peste umărul drept, pe deasupra umărului drept. Nu-i mic? Și încă una? Opa! Mai trebuie să mai și nimerim mingea. Da. Așteaptă să sară. Opa! Asta a fost de lângă efect. Fileu. Cu efect, exact. Mișcarea este însă destul de bună. Și ultima. Racheta sus. Mingea trebuie să sară și apoi lovitura este... După ce mingea sare, lovitura este pe deasupra. Uite, foarte bun asta. Da, mulțumesc. Foarte interesant, foarte interesant, dragi prieteni. Suntem la clubul de tenis Valentin Palaș, unde alături de mine este Cristescu Nina Alesia, campioana despre care am vorbit în această dimineață. Exact pe aceste terenuri se antrenează ea în fiecare zi, nu? Da. Corect. Cât durează un antrenament de tenis? Depinde. Aproximativ, o pentru oră. Tine. O oră? Da. O oră, pauză și încă o oră, două, trei oră, după. O oră, pauză și mai am alte antrenamente. Alte antrenamente nu pe teren sau cum? Da, tot pe teren. Și pe teren și pe lângă teren. Da, și pregătire fizică. Trebuie neapărat da. Să ai și așa ceva. La da. Mine e un pic mai puțin.
Înțelegi? Mie îmi place să merg la sală, dar la cea de mese. Bun, corect. Deci am avut lovitură de dreapta, am zis, deci asta este cu piciorul ăsta și așa, în partea așa, asta. Așa și reverul, deci, e. Da. Uite, am învățat ceva, pac, așa. Și ceasul. Și reverul. Da, nu m-am uitat la ceasul, ceasul de la mâna dreaptă. Da. Pac. Perfect. Și așa este reverul. Stai să... Așa, de sus. Pa. Așa. Deci până aici e bine. Vorba aia. E bine că sunt cobai. Oba. Mă scuzați. Nicio problemă. Nu. Nu s-a văzut. N-a văzut nimeni, nu. Bun. Am vrut să fac și eu asta așa. cum eu știu cu ce făceam așa, cu chitară. E mult mai greuț. Bun. Deci mai departe. Deci după ce am învățat asta, ce trebuie să învățăm? Dreaptă, de rever. Trebuie să învățăm lovitura mișcare. Asta este lovitura de pe loc. Ar trebui, dar cu altă ocazie. Da, în mișcare ne deplasăm mai greu. E în regulă. Vom învăța, da, într-adevăr, următoarea lovitură, serviciul. Serviciul. Serviciul fiind cea mai grea lovitură din tenis. Da, și cea mai bună. Una dintre cele mai importante. Pentru cea că mai importantă că începe punctul cu ea. Exact, și poți să dai as și să iei... Pe lângă treaba asta, este prima lovitură din punct. Este serviciul și dacă serviciul nu funcționează, ai șanse foarte mici să... Să nu ajungi mai departe. Da. Da. Când vorbim de serviciu, sunt mai multe tehnici, am văzut. Uite, de exemplu, la Nina am văzut că dădea cu mingea așa și așa. Asta nu este, și mai mult am dat ca să puteți să o prinde. Ah, mulțumesc, mulțumesc. Da. Mă simt mai bine acum. Dar trebuie să o arunci în sus, da, și așa să o lovești. Sunt copii, da, unde pentru ei serviciu înseamnă așa, arunc mingea și dau normal în ea. Dar în competiții nu avem voie să lăsăm mingea să cadă și după să o lovim. Trebuie neapărat să prindem mingea din aer la serviciu. A, deci nu are voie să tragă, da, așa și... Da. Păi tocmai aia mă mira, că eu peste tot vedeam că face... Da, wow. Dar mi se pare că a fost un jucător de tenis în ATP care arunca mingea și dădea din mână. Așa, arunca mingea și dădea. A, păi și, da, așa merge, de exemplu? Da. Ai voie. Nu trebuie să o arunci neapărat sus, poți să-i dai și de aici de jos. Avem voie, dar doar că nu e atât de eficient. Da. Aceeași viteză, forță. Aceeași forță. Dar poți, de exemplu, să dai un spin așa și să-i dai lângă fileu în, da, terenul lui? Teoretic poți, dar practic este practic cam greu. Practic este un pic cam spre imposibil, nu? Exact, da. Nu este atât. Că a venit vorba de asta la turneu, în ultimul turneu de tenis. Vino aici mai lângă mine ca să vedem la camera, la care cameră, să ne uităm la aia acolo, da, vino încoace. Era un băiețel care a încercat să dea schema asta, așa cum îi zic eu. Dădea mingea și dădea așa. Da, am văzut și la aparatul de spinning, o să vedeți ce presupune acel aparat. Este foarte interesant, dar mai avem puțin până ajungem acolo, trebuie să învățăm să servim, nu? În regulă. Îi explici tu că este expertă la serviciu. Okay. Las racheta, țin-o tu. Las. Cum să poziționezi? Deci. Bun. Lângă linie. Dreptaci. Piciorul stâng în față. Piciorul stâng în față. Și dreptul în spate. În spatele lui. Cu mingea stângă, începem de aici. Așa. Și aruncăm mingea în sus. Așa. Și o lovim. Așa. Și așa. Iar. Numai că am dat în fileu. Da, trebuie un pic aruncat mai jos. A fost fault asta, nu? Se consideră fault sau greșeală, e? Da. În fileu. Și acum e al doilea serviciu. Acum am a doua șansă, iar dacă o ratezi și pe asta se pune punct, după, nu? Greșeală, corect. Da. Presiune mare. Așa, wow. Și asta a fost out, dar nu e nimic, bine. Simona, poți să mă înveți și pe mine. Vă mulțumesc, da. A trecut de fileu. Da, a trecut de fileu, da. Aia e foarte important. Asta-i. Bun. Mai, da, facem un serviciu? Dar unde, da, trebuie să se poziționeze alesea? De acolo se servește? Aia, asta. Nu e. Unde, de aici? De aici se servește, de la tușă, dar de nu la... avem voie să atingem tușă. Nu avem voie să atingem tușă. Dar nu avem voie. Da, am văzut că mulți se și lasă așa, da, înainte. Da. Ca să-i dea un unghi de 45 de grade, bănuiesc. Cu cât e luată mingea mai de sus, cu atât o să fie mai în forță. Mai în forță, nu? Dacă, da, atingem tușa, deja e al doilea serviciu, se consideră greșeală dacă atingem tușa. A, dar e foul, da, nu? Foot fault, da. Măcar a trecut de fileu. Da, mulțumesc, tu ești foarte de treabă cu mine, ci că măcar a trecut de fileu. Dacă reușesc una să fie bună... Da. Aproape. Mai avem, haide, două, doamne, haide. Haide, doamne, am, vorba aia, am făcut-o și pe asta, pe aici să nu mai.
Nu, asta n-a fost bună. Da, asta n-a fost. Poți să-i spun, de exemplu, dacă fac așa, o arunc și spun arbitru, stai, poți să... Poți să oprești atâta timp când mișcarea de serviciu nu începe. Poți să... Atâta timp cât nu atingi cu racheta, nu e... Atâta timp cât nu începe mișcarea de serviciu. Păi nu, de exemplu, dacă fac așa, da, cade și o prind aici și... E în regulă. E în regulă, nu? Da. Dar nu avem voie să atingem mingea cu racheta. E gen, poți să spui, nu e domne, a fost schemă. Da. Bun. A bătut vântul. Deci vă dați seama, eu chiar sunt la super amator. Așa. Da, și mai aproape de tuș. Mai aproape de tuș. Așa. Mi-am dat-o prea pe spate. A trebuit. Ultima șansă. Scuze-mă. Da, deci, acum. Încă o dată, da. Mai fac una, că vorba aia. Așa. Asta e. Așa, a, și în teren aproape. Era, a fost atâta ca să fie în terenul care trebuie. Deci, trebuie să fie pe diagonală, nu? Dacă pică da. În celălalt teren, nu e bine. Este out. Este out, nu? Da, deci, să fie pe diagonală. Doar diagonala asta. Da. Și la, la dublu are vreo importanță? De același lucru. De același lucru. La dublu e același lucru. Numai că terenul e de la linia a doua la linia a doua. După serviciu se folosește și terenul de dublu. Aleea de dublu. Da. Dar... Bun. Pentru că vorbim despre tenis și despre performanțele tale, Nina, spune-mi care a fost cel mai greu meci din cariera ta de până acum? Toate au fost grele. Toate au fost grele, da. Dar unul care să te fi pus mai mult în dificultate decât celălalt. Nu există unul să fie cel mai greu. Toate au un lucru care le definește. Greu. Deci eu v-am spus că fetița asta m-a omorât astăzi. Bravo. Un așa răspuns nu-mi dădea nici Simona Halep. Da. Adevărat, un răspuns de campioană, voi nu încercați asta acasă, dar mai ales dacă aveți și peștișorul pe televizor cu mileu sub el, pentru că sigur acasă, o să-l spargeți. Clar să nu încercăm, mai ales dacă stăm la bloc. Mai ales dacă stăm la bloc, tocmai mai avem televizoare, mai avem mame vecinii. Care au bibelouri. Sau mai... vecinii. Bine, vecinii, hai că o mai dai, cum o mai dai, dar mai rău este când încep să spargi obiecte, geamuri prin casă, atunci nu mai este la fel. Haideți să mai încercăm încă un serviciu și ăsta a fost aproape bun. Și cred că era și as. Posibil. Dacă era în teren. Ce unghi a luat. Oh, aproape. Da. Încearcă un serviciu de voleibol, dacă ai jucat. Să punești cu racheta un pic mai de sus. Și să și sari sau da, cu ceva neapărat. Racheta mai de sus. Cea mai simplă. Cea mai simplă poziție este asta. A, ușor, păi. Așa, cam aia e. Dă-mi te rog câteva minute. Încă. Deci, ținem racheta sus. Așa. Undeva de aici. În condițiile astea. A, păi, așa cred că dacă n-ar fi să o trebuiască să o dau profesional pentru că suntem la cameră, așa cred că pot, uite. Aproape. Ăla e domnul, aleluia! Asta am urmărit, perfect. Asta a fost, da, a fost fără forță, fără viteză, fără nimic. Nu asta e important la început, important e să faci mișcarea cât de cât corectă, să dai peste fileu și apoi bun. Restul. Nina, spune-mi cum îl văd pe frățiorul tău acolo, care ne ajută cu mingiuțele, salut. Cum te înțelegi cu fratele tău? Te susține? Mă susține, nu? Te susține și am mai aflat eu încă un amănunt că te ajută la teme? La informatică, mai ales. La informatică? Ce anume face la informatică? Ia vino tu puțin încoace. Vino încoace că tot ești aici cu noi. De exemplu, avem... Vino aici lângă mine. Ia uitați aici, ce tânăr frumușel. La cămașă aranjat, ochi frumoși. Ia, dăm puțin microfonul. Hai să facem puțin cunoștință. Spune-ne cum te numești. Bogdan. Bogdan Cristescu, la fel ca pe tati, nu? Da. Bun. Și ce spui despre sora ta? Că ia uite câte trofee are acolo. Tu faci vreun sport? Da. Ce anume? Fotbal. Și îți place mai mult fotbalul decât tenisul? Da. Unde activezi mai exact? La Luceafărul Târgoviște. La Luceafărul Târgoviște. Și eu am jucat la Știința Târgoviște. S-a desfințat între timp, tocmai pentru că am jucat eu acolo. Cine este antrenorul tău? Liviu Ciobanu. Domnul Liviu Ciobanu. Și ce anume te-a făcut să alegi fotbalul și nu tenis? Să urmezi performanțele surorii tale? Pasiune. Pasiunea pentru fotbal? Da. Ia spune-mi tu mie așa.
între Messi, Ronaldo, Ibrahimovic, Haaland și Lewandowski. Pe cine alegi? Ronaldo. Păi nu, că nu l-am spus. L-am spus pe Ronaldo? Am zis și de Ronaldo? Da. Prima a fost, cred. Nu, voiam să fără Ronaldo, în afară de Ronaldo. Pe Messi. Pe Messi, bun. Și în afară și de Messi, hai să-i luăm pe ăștia mai... Pe cine? Lewandowski. Pe Lewandowski. Dar nu-ți place de Haaland? Nu. Nu-ți place de Haaland? A, înseamnă că cu ce echipă ții tu? Ales. Internațională. Real Madrid. Cu Real Madrid. Și de la noi din țară? FCSB. FCSB? Da. Și eu țin cu FCSB. Dacă îmi joacă Chindia cu FCSB, cu cine ții? FCSB. Cu FCSB, da. Ia, un mesaj pentru administrația locală să ne facă stadionul, să vedem și noi aici meciul. Avem nevoie de stadion sau nu? Da. Avem, nu? La microfon. La microfon. Avem nevoie de stadion. Avem nevoie de stadion pentru că uitați viitorii fotbaliști și viitoarele tenismene. Sportul dâmbovițean ajunge la cote înalte și asta nu face decât să ne bucure, bineînțeles. Bun. Deci, am făcut serviciu, am făcut lovitură de dreapta, lovitură de reverb. Lovitură de reverb. Încercăm una la acel aparat. Hai, acesta este un aparat de spinning. Până să vin aici, dacă mi-ai fi arătat așa ceva, eu credeam că este o praștie cu minge de tenis, așa de la depărtare cam așa pare. Da. Bun. Dar de fapt, ce face acest aparat? Trebuie să dai opa și să se învârtă pe mingea. Asta este spinning-ul lui Nadal, nu? Spinning. Tot rotire înseamnă. Deci da, suntem acolo. Da. Uite, arată-ne tu cum ar trebui și apoi o să vă arăt eu, dragi prieteni, cum nu ar trebui. Așa. Cât de bine ți se lovitura de spin în meci? În meci am început să fac de câteva zile, dar nu o pot practica în meci. De exemplu, astăzi am lucrat la spin, la spin și încerc să... Hai, stăm un pic cu fața către cameră, da. Dar ți-a ieșit din greșeală vreun spin? Din greșeală nu cred. A? Din greșeală nu cred. Din greșeală, intenționat, adică... Intenționat, da. Nu, mă refer că, uite, se mai întâmplă să dai într-un fel cu racheta și să-ți iasă un spin. Am dreptate, se poate întâmpla și o variantă dintre asta. Iese mai mult cu efect tăiață, așa, nu, cu spin cu siguranță nu. Eu mă refer la cei care sunt amatori, pentru că... Spinul e o lovitură grea, trebuie să lucrezi poate luni de zile, ani de zile pe ea ca să-ți iasă. Deci, întâmplător mai greu. Întâmplător nu are cum. Dacă ți se întâmplător, ți se cu efect. Cu slice. Da, cu slice. Cum se numește? Adică tăiat, slice. Slice. Slice, da. Tăiem, mai țineți minte jocul ăla cu slice fruit? Da. De tăiai, cam pe principiul ăla, nu? Cam așa, da. Deci nu poți să dai spin așa dintr-o dată. Întâmplător, nu. Întâmplător. Cum îți mai este, de exemplu, la fotbal, fiind să vrei să dai cu șpițul, vorba aia, și să dai cu un exterior de o ia minge, așa. Știi, acolo e mingea mai mare, piciorul mai mic, aici e mingea mai mică, racheta mai mare. Bun, am învățat câteva lucruri despre tenis. Vino cu aceea, Alexia, haideți aici lângă mine, pentru că, din nefericire, am ajuns și la finalul acestei emisiuni. Am aflat câteva lucruri foarte, foarte, foarte interesante despre tenis. O să-i rog pe colegii mei din regia de emisie dacă mă pot da și pe mine mai încet în căscuță ca să ne putem înțelege. Mulțumesc frumos! Am învățat și cum să dăm spinning, am învățat cum să servim, am învățat lovitură de dreapta, lovitură de rever, de toate. Așa că dacă vreți să învățați tenis și sunteți din Târgoviște, Dâmbovița sau din împrejurimile Târgoviștei, veniți aici la domnul Valentin Palaș la Tenis Club. Se află mai exact în Prisaca, pe acel drum care duce dinspre Prisaca spre Teiș Șotânga. Nu zic bine. Exact, da. La intrare este acel balon pe care îl vedeți chiar din drumul național care merge spre Câmpul Lung. Asta fiind spuse, până data viitoare vă doresc să aveți numai bine, îți doresc succes în continuare, Alexia, și să dea Domnul ca atunci când îi fi de rangul Serenei Williams
să nu uiți că ai jucat tenis și cu un amărât de moderator de la o televiziune locală. Vă mulțumesc, domnule antrenor, pentru tot ce m-ați învățat. Să știți că mi-atrage mai mult decât atenția pe acest sport. Până data viitoare să aveți parte numai de bine. Sunt Alex Bărăscu, asta este Caravana Cafea de 10. V-am pupat! La revedere! La revedere!